Până dimineața, sunt din nou Tatiana Andrieș și mă întorc în această dimineață pentru a treia oară în fața dumneavoastră. De data aceasta voi face tutorial pentru aceste mileuri. Modelul este unul și același, chiar dacă mileurile au dimensiuni diferite. Sunt diferite pentru că am folosit fire diferite. Acest model de mileu a fost văzut de doamna Izabela Florentina, care i-a plăcut foarte mult și încă de anul trecut dorea un tutorial pentru acesta. Acum a venit și rândul dumneaei. Izabela, acest mileu va purta numele tău, pentru că modelul original este foarte mic. Eu l-am dezvoltat, l-am făcut mai mare și astfel am creat aceste mileuri. Le voi numi ca pe tine, Izabela, și voi lucra de această dată în culoarea mov, cu firul de macrame, firul de Scoția numărul 5. Voi folosi croșetul 1.75. Și voi începe lucrul. Nu știu dacă voi reuși să îl termin astăzi, pentru că deja am făcut două tutoriale și în curând va fi ora când trebuie să încep serviciul, însă chiar dacă nu reușesc în totalitate, dar măcar o parte din acest mileu să-l lucrăm. Și astfel, cum spuneam, Izabela, acest mileu va purta numele tău, deci avem nevoie de firul de macrame, de croșetul cu numărul 1.75 și de foarfece. Și bineînțeles, de foarte multă răbdare. Eu voi începe lucrând un număr de 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După care voi închide cercul. În primul ochi de lanț voi închide cu picioruș alunecat. Acest fir îl voi ține atașat aici pentru a-i da mai multă siguranță și voi începe lucrând un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Apoi voi lua de 2 ori firul pe croșet. Voi lucra al doilea picioruș dublu înalt. Două ochiuri de lanț. Voi lua din nou de 2 ori firul pe croșet și voi face un nou grup de 2 piciorușe duble înalte. Unu. Cel de-al doilea. Două ochiuri de lanț și vom continua în felul acesta, obținând un număr de 16 piciorușe duble înalte, separate, deci grupuri de câte două vor fi. Grupurile fiind separate între ele de 2 ochiuri de lanț. Deci am alte 2 piciorușe și 2 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3 grupuri. Va trebui să facem 8 grupuri de câte 2 piciorușe duble înalte separate de 2 ochiuri de lanț. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste grupuri. Am lucrat cele 8
sunt grupuri de câte două piciorușe duble înalte, separate de două ochiuri de lanț. Acum voi face ultimele două ochiuri de lanț și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. După care voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua de două ori firul pe croșet. Voi intra în piciorușul următor. Voi lucra un picioruș dublu înalt. Voi lua din nou de două ori firul pe croșet. Voi intra în spațiul celor două ochiuri de lanț și voi face din nou un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu înalt în interiorul aceluiași spațiu. După care, în corespondența acestor două piciorușe duble înalte din rândul precedent, voi face câte un picioruș dublu înalt. Deci primul, cel de-al doilea, am ajuns din nou la spațiul de cele două ochiuri de lanț. Aici voi face un nou picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț și din nou un picioruș dublu înalt. După cum puteți vedea, am început în primul rând cu două piciorușe duble înalte. În cel de-al doilea, lucrând de o parte și de cealaltă câte un picioruș în plus, creăm patru piciorușe duble înalte pentru fiecare segment. Deci am lucrat deja în cele două ochiuri de lanț un picioruș dublu înalt. Voi lucra în corespondența piciorușului din rândul anterior, din nou un picioruș dublu înalt și astfel am două, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, iar cel de-al patrulea va fi în spațiul format de cele două ochiuri de lanț din rândul anterior. Și am obținut din nou acest grup de patru piciorușe duble înalte. Acum voi face două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu înalt, în corespondența fiecărui picioruș dublu înalt din rândul precedent voi face un picioruș. Iar în spațiul ochiurilor de lanț voi face din nou un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț și după cum vedeți, am obținut din nou aceeași secvență de patru piciorușe duble înalte, separate de două ochiuri de lanț. În felul acesta, noi vom continua și vom lucra până la capătul acestui rând. Am ajuns în ultimul spațiu format din cele două piciorușe, din cele două ochiuri de lanț. Am lucrat cele patru piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț. Acum voi lucra în interiorul spațiului un
ultim picioruș dublu înalt și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. În felul acesta am obținut grupuri de câte patru piciorușe duble înalte. Voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi lua firul de două ori pe croșet. Voi intra în piciorușul următor și voi face un picioruș dublu înalt. Firul din nou de două ori pe croșet. Voi intra în următorul picioruș. Voi face un nou picioruș dublu înalt. Am ajuns în corespondența spațiului de cele două ochiuri de lanț. Aici voi face un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu înalt, voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș dublu înalt din rândul anterior. Și astfel vom merge înainte. Formând un grup de 6 piciorușe duble înalte. Veți vedea imediat, deci vom înmulți. Am terminat de lucrat în cele 4 piciorușe. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici voi face. Scuzați că am luat doar o dată firul pe croșet. Voi face un nou picioruș dublu înalt. Două ochiuri de lanț. Și după cum puteți vedea, am obținut această secvență de 6 piciorușe duble înalte. Deci am pornit cu două, am înmulțit de o parte și de cealaltă. Am obținut 4, am înmulțit de o parte și de cealaltă, am obținut 6 piciorușe duble înalte și apoi vom continua în același fel. Voi lucra încă o dată pentru dumneavoastră, după care vom lucra singure. Deci, în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț, voi face un picioruș dublu înalt, voi lucra cele 4 care urmează. 1, 2, 3, 4. Deci până acum avem 5, ținând cont de primul picioruș pe care l-am făcut în ochiurile de lanț, iar acum în corespondența acestor alte ochiuri de lanț voi face un nou picioruș dublu înalt și am obținut secvența de 6 piciorușe duble înalte. Voi continua cu două ochiuri de lanț. Și în același fel vom lucra de jur împrejur. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns în ultimile două ochiuri de lanț din rândul precedent. Am făcut piciorușul dublu înalt pentru a mulți cele două ochiuri de lanț care separă grupurile. În interiorul acestuia voi face un nou picioruș dublu înalt, voi lua din nou firul de două ori pe croșet, voi intra în primul picioruș dublu înalt din rândul precedent și voi închide rândul în cel de-al treilea
poți din primul picioruș. Deci întotdeauna ne vom muta încheiind rândul cu un picioruș mai în față. După cum vedeți, avem deja grupuri formate de câte 6 piciorușe duble înalte. Acum vom continua înmulțirile în modul în care ați văzut și vom obține grupuri formate de 8 piciorușe duble înalte. Am făcut cele 3 ochiuri de lanț, după care voi continua cu piciorușe duble înalte. Voi face 1, 2, 3, 4. În interiorul celor 2 ochiuri de lanț voi face un picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț de separare și un nou picioruș dublu înalt. După care voi continua lucrând piciorușe duble înalte în cele 6 piciorușe din rândul precedent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este cel de-al 6-lea. Deci, acum avem 2, 4, 6, 7, iar în acest spațiu de 2 ochiuri de lanț vom face cel de-al 8-lea picioruș dublu înalt, după care voi face 2 ochiuri de lanț pentru a separa. După cum ați văzut, înmulțind de o parte un picioruș dublu și de cealaltă parte un altru, cele 6 din rândul precedent, am obținut această secvență de 8 piciorușe duble înalte, separate, bineînțeles, de 2 ochiuri de lanț. Voi continua lucrând încă o dată pentru dumneavoastră. Deci, primul picioruș dublu înalt, în corespondența ochiurilor de lanț din rândul precedent, 1, 2. Eu sper foarte mult că se vede ceea ce fac. Ochiurile de lanț din rândul precedent, voi face cel de-al 8-lea picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț. Vedeți, am obținut o nouă secvență de 8 piciorușe duble înalte. Așa vom lucra până la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui nou rând și voi închide în cel de-al 3-lea ochi din primul picioruș pe care l-am lucrat la începutul rândului, voi închide cu piciorușul alunecat. Deci acum, de jur împrejur, avem secvențe de câte
8 piciorușe duble înalte. Voi continua lucrând. Deci vom continua și să înmulțim. 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, în corespondența celor 4 piciorușe duble înalte care urmează. Voi lucra piciorușe duble înalte. Am făcut și cel de-al patrulea din această secvență, să-i spunem așa, iar acum, din nou, în interiorul celor două ochiuri de lanț, voi face un picioruș dublu înalt. Cele două ochiuri de separare, un nou picioruș dublu înalt în interiorul aceluiași spațiu. Acum voi lucra cele 8 piciorușe duble înalte care le am în rândul anterior. Astfel am deja două. Trei. Patru. Iar cel de-al 10-lea picioruș va veni lucrat în corespondența celor două ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi face două ochiuri de separare și după cum vedeți am obținut 2, 4, 6, 8, 10 piciorușe duble înalte. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Deci, nu uităm că vom înmulți în corespondența celor două ochiuri de lanț din rândul anterior. Noi vom continua singure acest nou rând, ne vom întâlni la capătul rândului, după care vom continua. Vedem până la ce punct reușim să ajungem cu acest tutorial. Vom continua singure. Uitați-vă. Am ajuns la capătul acestui nou rând. Vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat. Acum avem secvențe de câte 10 piciorușe duble înalte, 2, 4, 6, 8, 10. Vom continua și de această dată vom obține 12 piciorușe duble înalte în fiecare secvență, separate, așa cum știți, de două ochiuri de lanț. Și acesta va fi ultimul rând de înmulțiri. Deci voi începe cu 3
ochiuri de lanț și voi continua să lucrez piciorușele duble care urmează, piciorușe duble înalte, nu uitați. Felul acesta. Cred că acesta va fi ultimul rând din acest tutorial, pentru că voi avea nevoie și de un pic de timp să pot încărca tutorialele pe YouTube. Durează foarte mult, YouTube-ul este foarte, foarte încet, nu știu motivul. Înainte reușeam să încarc mult mai repede, acum se vede că rețeaua este foarte încărcată. După cum vedeți, am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici voi face un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț și voi continua lucrând în același spațiu. Un picioruș dublu înalt și avem 1 și voi continua cu următoarele piciorușe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Acum am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare și voi face cel de-al 12-lea picioruș din această secvență, două ochiuri de lanț de separare. După cum vedeți, sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12 piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț și vom continua așa cum ne-am obișnuit până la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Lucrând, am obținut secvențe de câte 12 piciorușe duble înalte. Voi trage firul, în felul acesta puteți vedea mai bine. Deci, cum vă spuneam, am obținut secvențe de 12 piciorușe duble înalte, separate de două ochiuri de lanț. Acesta a fost ultimul rând în care am efectuat înmulțiri. Eu acum voi încheia această primă parte a tutorialului, pentru că voi încerca să urc pe YouTube cele 3 tutoriale care le-am făcut în noaptea aceasta, în dimineața aceasta. Și apoi voi continua cu serviciul meu pe care îl desfășor în fiecare zi. Dacă vă place ceea ce realizez, vă rog foarte mult să dați un like, să lăsați un comentariu, pentru că acesta mă ajută foarte mult să duc mai departe canalul de YouTube.
În cazul în care aveți nelămuriri, în care nu înțelegeți ceva, vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentariile dumneavoastră ceea ce nu ați înțeles și eu voi încerca să, nu voi încerca, cu siguranță în momentul în care ajung seara în camera mea, vă voi răspunde. De asemenea, vreau să spun tuturor doamnelor să le mulțumesc pentru saluturile pe care mi le aduc pe canalul de YouTube, pe grupul de Facebook, pe Messenger, însă nu reușesc să răspund la toată lumea. De aceea vă rog foarte mult să mă scuzați, vă rog să nu interpretați în mod greșit faptul că nu reușesc să vă răspund. Serviciul meu este de așa natură că eu în fiecare zi sunt ocupată, doar foarte puțin timp am liber la amiază și cea mai mare parte a timpului liber, să spunem așa, între paranteze, o am seara când ajung în camera mea. Atunci încerc cât de cât să acopăr un pic din ceea ce trebuie să fac eu. Uneori nu am timp nici măcar salutul de noapte bună sau de bună dimineață să-l postez, însă sunt administratorii grupului care se ocupă de acestea, de tema zilei, de tot. Pe această cale vreau să le mulțumesc, să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru înțelegere. Știu că și dumneavoastră sunteți foarte ocupate. În această perioadă a anului eu sunt ocupată în permanență pentru că lucrez în fiecare zi. Aceasta nu mă împiedică să merg mai departe cu acest canal de YouTube, cu acest grup, să vă prezint noutăți, să vă prezint ceea ce lucrez. Și în afară de aceasta, trebuie de fiecare dată să mă orientez foarte bine și să pregătesc noul tutorial care urmează, pentru că, așa cum știți, nu este permis să copiem lucrările altora. Și de aceea nu aș vrea să-mi fac cumva probleme cu doamnele care au canale de YouTube, care fac tutoriale, pentru că în spatele fiecărui tutorial stă o muncă titanică, sunt ore de lucru. De exemplu, eu lucrez de la ora 3 și jumătate, iar acum este exact ora 6 și un sfert. Deci, în tutorialele pe care le-am făcut, mi-au trebuit toate aceste ore și mai am nevoie de timp pentru a le urca sus. De aceea vă rog foarte mult să mă scuzați dacă nu reușesc să vă răspund, dacă nu reușesc să vă satisfac în modul în care să salut pe fiecare dintre dumneavoastră, însă vă păstrez întotdeauna în gânduri, în suflet, sunteți dragi toate, de aceea vă doresc o zi frumoasă, o zi binecuvântată, spor în tot ceea ce faceți, iar noi ne vom întâlni cu continuarea tutorialelor, vom termina mileul Isabela. Și vom continua și cu alte tutoriale. O zi bună tuturor! La revedere!